Ca și în anii trecuți, un număr de peste 1000 de constanțeni au spus da Mării Negre la cea de-a treia ediție a crosului. Față de ediția precedentă, participanții vor alerga pe trei distanțe, una dintre acestea fiind dedicată exclusiv copiilor cu vârsta până în 7 ani. În funcție de rezistența fizică, alergătorii pot opta pentru traseul scurt de 4 km sau distanța lungă de 7 km. La această ediție, sportivii vor alerga pentru o cauză nobilă cu sloganul "Sunt un schimbă lume, aleg fără plastic, vreau să păstrez marea curată". Pe toată durata traseului vor fi trei stații de hidratare accesibile tuturor participanților. Așadar, pe 28 octombrie, de Ziua Internațională a Mării Negre, toți cei care vor să se alăture inițiativei sunt așteptați pe plaja Modern, de unde se va da startul competiției. Nu există taxă de înscriere și nici limită de vârstă. Acest eveniment face parte din activitățile organizate de ONG Mare Nostru în Constanța, cu ocazia Zilei Internaționale a Mării Negre. La ediția de anul trecut au participat peste 1000 de oameni din Constanța, Tulcea și București.